băieți, ce facem până la urmă? Mai dăm o fugă până la Damiana să vedem acolo cum e la munte, să ne relaxăm, sau ne ducem la Anda? Nu, că Damiana era la mare și Anda era la munte. Eu nu știu, eu vreau la mare, Bogdan. Bine, lasă că până vă decideți voi, eu zic să mergem la Mimi, că și ea are idei bune. Mimi, salutare! Bună dimineața, simpaticilor! Până vă decideți voi dacă mergeți la munte sau la mare, vin cu o propunere. Vă propun să vă răcoriți cu o băutură de origine taiwaneză, mai exact cu un bubble tea, așa că în această dimineață am făcut o vizită lui Petrișor. Bună dimineața! Bună dimineața, Mimi! Spune-mi, te rog, ce conține mai exact un bubble tea? Ok, un bubble tea conține tapioca. Avem aici tapioca. Ce este tapioca? Să văd că sunt niște biluțe, da, nu? Da, tapioca este un bidon de rădăcinoase care se fierb aproximativ o oră jumătate și apoi devin gumate și pot fi comestibile. Cu ce combinăm? Hai să facem și un bubble tea să ne arăți. Sigur. Efectiv. Avem aici gheață, punem tapioca în pahar și astăzi avem thai, este un ceai roșu, ușor vanilat. Dar există și alte variante. Sigur, există și alte variante. Cum ar fi? O secundă. Avem un ceai rooibos, este un ceai roșu fructat, fără teină, este singurul pe care îl recomandăm pentru copii, deoarece nu conține teină. Assam este un ceai negru, jasmine este un ceai verde. Mai departe am avea un oolong, sakura este ceai de flori de cireș, Earl Grey este ceai negru cu bergamotă, londonez, recomandat la ceai. Și tot ca bază, înțeleg că se poate adăuga și lapte? Și lapte sau ceai, sigur. Pentru că am folosit thai, fiind un ceai roșu, punem și vanilia. Și lapte. Este un milk tea și conține doar ceai și lapte, niciun alt topping. Mamă, ce bine arată și cu siguranță este și delicios. Foarte bine arată și celelalte pahare. Hai să mi le prezinți pe fiecare, să începem cu acesta. Sigur, acesta este matcha strawberry, conține piure de căpșună, lapte și matcha. Matcha este ceai verde japonez, este înlocuitorul cafelei. Mai departe, aici cu albastru. Mai departe avem butterfly pea. Butterfly este siropul de butterfly, este albastru deoarece este făcut din singura plantă albastră din lume comestibilă. Foarte tare! Iar aici? Aici avem un rooibos cu mango. Rooibos din nou este un ceai roșu fără teină și piure de mango. Și cu siguranță foarte răcoritor. Sigur. La fel de colorat este și următorul pahar. Sigur, este matcha pandan. Pandan este o plantă verde folosită în deserturi în Filipine. Are gust de prăjitură și este foarte, foarte bun. În combinație cu matcha are un gust fantastic. Aici? Acolo avem ube and taro. Cam complicat. Da. Taro este o rădăcină de cartof dulce, iar ube este verișorul lui puțin mai aromat. Ube dă culoarea, taro dă gustul. Împreună au un gust de biscuite, dar e foarte, foarte bun. Este printre preferatele mele. Wow. Iar aici văd tot ceva așa, cam în aceleași culori. Da, acolo avem butterfly pea Korean cloudy lemonade. Este pe bază de lapte condensat, adică este automat mai dulce. Siropul de butterfly în combinație cu lămâia primesc acea culoare muf, foarte frumoasă. Iar aici, în acest pahar, mi se pare că mi-aduce aminte de copilărie, genul de lapte cu cereale, aș spune. Da, da, da. Ce este aromă? Lapte cu sirop de ciocolată. Are gust de lapte cu cereale. Am înțeles. Conțin multe calorii băuturile acestea? Ele teoretic nu conțin, pentru că până la urmă e lapte și ceai, dar tapioca, în schimb, sunt destul de calorice. Am înțeles, dar cu siguranță putem să bem în fiecare zi o astfel de băutură, mai ales acum pe timpul verii. Putem să alegem varianta răcoritoare, iar pe timpul iernii există și varianta caldă? Sigur, pe timpul iernii se pot face fierbinți toate. Care este aroma preferată de clienții voștri? În principal cele cu matcha, cum ar fi matcha strawberry, matcha pandan, dar și cele pe bază de ceai, toate sunt preferate. Pe mine să știi că m-a încântat acest pahar care spune tu că este și preferatul tău și cu siguranță îl voi încerca. Mulțumesc tare mult, Petrișor. Dragilor, înapoi la voi cu tot cu aceste băuturi.